Într-o lume agitată și plină de responsabilități, timpul liber poate părea un lux. Dar ce-ar fi dacă am transforma acest timp într-o oportunitate de a face ceva semnificativ care să ne îmbogățească viața și să ne ofere bucurie? În cadrul emisiunii Free Time ne propunem să discutăm despre cum putem folosi timpul liber într-un mod mai valoros. Voluntariatul în comunitate ajută și construiește legături. Nu este doar o activitate care ne ocupă timpul. Este o modalitate de a ne conecta cu comunitatea și de a face o diferență reală. Implicarea în diverse proiecte de voluntariat nu doar că ajută la dezvoltarea comunității, dar contribuie și la formarea unor legături mai strânse între oameni. Îți ofer și câteva exemple de activități de voluntariat. Sprijin pentru copii. Participarea la programe de tutoriat sau organizarea de activități educative pentru copii din medii defavorizate. Îngrijirea vârstnicilor. Vizite la azile, ajutor la cumpărături sau simple conversații care pot îmbunătăți starea de bine a celor în vârstă. Ecologizare. Organizarea de acțiuni de curățenie în parcuri sau pe plaje, contribuind astfel la un mediu mai curat. Dezvoltarea de hobby-uri care îmbogățesc sufletul. Un hobby nou poate schimba modul în care ne raportăm la timpul liber. Activitățile creative nu doar că ne ajută să ne exprimăm, dar ne oferă și un spațiu de relaxare și meditație. Investirea timpului în hobby-uri poate avea efecte benefice asupra sănătății mentale, oferind o evadare din rutina zilnică. Hobby-uri care pot îmbogăți viața. Arta. Pictura, desenul sau sculptura pot deveni forme de terapie prin artă, ajutând la reducerea stresului și la exprimarea emoțiilor. Scrierea. Fie că alegi să scrii povești, poezii sau un jurnal personal, scrierea te ajută să-ți organizezi gândurile și să-ți explorezi creativitatea. Fotografia. Capturarea momentelor frumoase și a peisajelor poate dezvolta aprecierea pentru frumusețea din jur și poate îmbunătăți abilitățile de observație. Timp de calitate cu cei dragi. Petrecerea timpului cu cei dragi este esențială pentru bunăstarea noastră emoțională. Acele momente simple, dar pline de semnificație, cum ar fi o cină în familie sau o plimbare în parc, pot avea un impact profund asupra relațiilor noastre. Activități de calitate care pot întări legăturile. Seară de jocuri. Organizează o seară dedicată jocurilor de societate, unde întreaga familie poate participa la distracție și competiție prietenoasă. Excursii de weekend. Planifică o ieșire în natură, unde să te bucuri de peisaje frumoase și să ai parte de momente de relaxare alături de cei dragi. Gătit împreună. Alege o rețetă nouă și gătește împreună cu familia. Acest lucru nu doar că întărește legăturile, dar oferă și ocazia de a crea amintiri delicioase. Dar întrebarea este, cum alegi timpul cu sens? Acest timp cu sens nu înseamnă să faci lucruri grandioase, înseamnă să-ți alegi activitățile cu intenție. În cadrul emisiunii Free Time, ne dorim să te inspirăm să găsești modalități prin care să-ți valorifici timpul liber. Fie că alegi să te implici în comunitate, să-ți descoperi o pasiune nouă sau să petreci timp de calitate cu cei dragi, fiecare alegere poate transforma modul în care te simți și felul în care privești viața. Să ne reîntâlnim în fiecare emisiune Free Time pentru a explora împreună ce înseamnă să ai un timp cu adevărat plin de sens. Pe data viitoare!